E un moment extrem de fericit pentru mine, pentru oamenii din Electro-Alpha, să putem participa și să putem sublinia prin prezența și prin ceea ce facem noi acest eveniment deosebit al performerilor din Botoșani. Este un lucru extraordinar că Botoșaniu are în rândul elevilor elevi premiați la Olimpiadele Naționale, Internaționale. Este un lucru care dă speranță că viitorul Botoșanului este pe mâini bune. Ca să fie pe mâini bune, aș vrea să vă sfătuiesc ca după ce vă veți termina studiile, să vă întoarceți în Botoșani. Botoșaniu este un loc unde se poate performa. Botoșaniu este orașul care v-a pus la dispoziție condițiile de învățământ și profesorii care v-au ajutat să fiți performerii de astăzi și performerii de mâine. Botoșaniu este locul unde companiile care lucrează în Botoșani au reușit să performeze. Botoșaniu este un loc binecuvântat și nu uitați că dacă este să faceți performanță, în Botoșani veți fi cel mai bine văzuți prin performanța voastră, prin rezultatele voastre. Deci nu uitați Botoșani. Întoarceți-vă în Botoșani. Pentru că acest fenomen al întâlnirilor dintre performerii tineri și performerii mai puțin tineri, dar tot performeri în felul lor, trebuie să continue. Felicit pe domnii profesori care se străduiesc zi de zi să vă ajute să progresați, să vă ajute să performați. Vă felicit pe voi, pentru că vă dedicați timpul acestei activități extrem de importante, aceea de a fi cei mai buni, firește, fiecare în domeniul lui. Încă o dată vă felicit pe toți și am o idee. Aș vrea să îndesim aceste întâlniri. Ele sunt cei drept o dată pe an, atunci când există diplome și există rezultatele la Olimpiadele Internaționale anuale. Dar cred că am putea avea serii de sesiuni, de întâlniri, între anumiți oameni marcanți din Botoșani, nu neapărat din mediul de afaceri, pentru că oamenii marcanți sunt peste tot. Poate că astăzi noi suntem aici prin prisma faptului că am putut veni cu niște premii spre voi. Dar sunt și alți oameni extrem de importanți și care performează. Repet, mi-aș dori să există aceste sesiuni, aceste întâlniri, domnule inspector șef județean, domnilor director, cei care conduceți învățământul din Botoșani. Iar în cadrul acestor întâlniri să putem face schimburi de experiență. Performanța, așa cum știți, se obține foarte greu și pentru ea trebuie să muncești zi de zi, asigur. Nu e o chestie doar de vârstă. E o chestie de încăpățânare și de dorință de a atinge anumite praguri, anumite niveluri. Deci aceste schimburi de experiență cred că ar fi binevenite. În urma acestor schimburi de experiență, mi-aș dori ca această sală, în anii următori, să fie neîncăpătoare. Ăsta ar fi obiectivul și asta ar fi dorința mea, să putem arăta că există în societate modele și există în societate oameni care se gândesc la comunitate, care se gândesc la binele tuturor și nu doar la ei ca indivizi. Încă o dată eu vă mulțumesc pentru că m-ați invitat, vă fericit pe toți pentru ceea ce ați realizat și vă doresc în continuare mult, mult succes în tot ceea ce faceți.